Gol marcat de Prochim Gheorghiev, a înscris jucătorul Robert și oferă de cine Robert, asistat de jucătorul cu 77 Nikita Bisenko și de jucătorul cu 30 cu Vaclav Novak, în minutul 1 și 17 secunde. Realizarea la CSEA Steaua București, jucătorul cu 15, Kiva Iorin, realizat 2 de prismire de mantenime, de 3 și 4 de secunde. Thank you.
CSEA se oprește la formație completă. În minutul 6 și 7 de secunde să ne dăm putere cu realizări. La Prodic Gheorghe, jucătorul la 99, Vara Vașlasco, realizat 2 mile de unități. La Steaua București, jucătorul la 23, care a fost realizat 2 mile de provine cu Rosa. Echipele vor juca în formație locală. Offside. Ambele echipe bază formații complete.
Gheorghe, asistat jucător numărul 77, Nikita Busenko, asistat de jucător numărul 16, Sara Tibor, numărul 9 și 18 secunde. Penalizarea la Claudin Gheorghe, jucătorul în 70, Dimitru Nimenko, penalizat de ordine de conținere a Crosca Comisarului, minute 9 și 46 secunde. Gol marcat de CSEA Steaua București, a înscris jucătorul numărul 7, Nicușor Mușneac, asistat de jucătorul numărul 12, Oles Mianișevski, și de jucătorul numărul 68, Mircea Constantin, minutul 10 și 26 secunde. Rogim cu dumneavoastră informația completă.
marcat de Paulin Gheorgheni. A scris jucătorul 31, Marta Nova, a scris de jucătorul 87, Gheorghe Cercu, Cercu Cucov, minutul 13 și 5. Penalizarea la CSEA Steaua București, jucătorul cu 10, Cătălin Verdilă, penalizat 2 minute cu izbire de martinelă, minutul 14:55 de secunde.
Gol marcat de Prochim Gheorghe, a înscris jucătorul cu 70 Dimitru Nimenco, asistat de jucătorul cu 77 Nikita Buseco și de jucătorul cu 31 Vaco Novak, în minutul 16:03. Thank you.
Direcția Sanitarului de organizare la CSA Steaua București, jucătorul cu 10, Cătălin Berdină, penalizat 2 minute pentru atac incorect. CSA Steaua București lasă formație completă. Penalizarea la CSA Steaua București, jucătorul numărul 21, Bugacev Dimitri, penalizat 2 minute pentru agățare, cu 23 și 14 secunde.
Penalizarea acestea este a București, de Ștefan Gabriel, penalizat două puncte de piedică, 24 și 23 de secunde. Gol marcat de Plugin Gheorghe, asistat de jucătorul cu 77 de Nikita Busenko, asistat de jucătorul cu 3 de la Boba, cu 25-0 secunde. CSEA Steaua București lasă formație completă. Offside. Penalizarea la CSEA Steaua București, a fost penalizat jucătorul pe urmă, Adrian Catinoi, 2 minute pentru piedică, pe
Pedeapsa va fi executată și pentru urmă 11 lefterat chiar de ani, în minutul 27 și 19 secunde. Este asta, trece la informația completă.
Garajan interzisă. Gol marcat de Florin Gheorghen, asistat de jucătorul Sergiu Rotilo și de jucătorul Paicu Dara de Șceava de 33 și 40 de secunde. Thank you.
Offside.
penalizarea la Progen Gheorghen pentru prea mulți jucători de gheață, pedeapsa va fi executată de jucătorul de 77, Nikita Vesenko, minutul 39 și 5 secunde. Progen Gheorghen vrea să în formație completă. Analizarea la Progen Gheorghen, jucătorul cu 31, Vatan Kovac, analizat două minute de
Penalizare la Proghii Gheorghe, jucătorul cu 78 de Iurai Turce, penalizat 20 minute pentru atac în spate, de 41 și 49 de secunde. Penalizarea la Proghii Gheorghe, jucătorul cu 3, altul la Conga, penalizat 2 minute în prinspire de mantinelă, de 43 și 4 de secunde.
rog, Gheorghe, ne dați informația de completă. Thank you.
penalizare la Prohim Gheorghe, jucătorul cu numărul 55, Vladimir la Alexiu, penalizat 2 minute cu joc cross ridicată, de 47 și 22 de secunde. Penalizare la Prohim Gheorghe.
echipată la Coca, a prezat 2000 de traversare în 57 secunde. CSEA Steaua București urmează formație completă. Offside. Tot în Erste Liga, Viena Capitals, Sportul de Brașov, 2-2. Thank you.
Penalizare la Pronic Gheorghe, jucător cu 11, Neagoș Bogdan, penalizat 9 minute de construcție, minute 54 și 47 secunde. Degajarea interzisă. Penalizare la Pronghet Gheorghe, jucătorul numărul 70, Dimitri Nimenco, penalizat 2 minute de privire la finală, de 57 și 60 secunde. Stop!
gol marcat de CSEA Steaua București, asistat jucătorul 16, Robert Dimaru, asistat de jucătorul 21, Bugacev Dimitri, și de jucătorul 68, Mircea Constantin, de 57 și 56 secunde. Rogim că bine v-ați dat formația completă. Ultimele două minute ale repriziei a treia. Degajarea interzisă.